Bine v-am găsit! Știrile în limba moldovenească continuă emisia Primului Postnistrean de televiziune. Iată principalele teme ale ediției. Rusia marchează ziua drapelului de stat, sărbătoare la care ne simțim și noi apartenența, căci la noi în țară, la nivel de stat, alături de drapelul nistrean, este arborat și cel al Federației Ruse. Despre sistemul educației, planurile și sarcinile trasate în fața domeniului. Tradițional, în ajunul noului an de studii, este desfășurată Conferința Pedagogică Republicană. Drumurile războiului, drumurile biruinței. Expoziția a fost vernisată cu ocazia celor 75 de ani de la eliberarea Benderului de sub ocupația fascistă. Rusia marchează ziua drapelului de stat. În anul curent, totul e deosebit de solemn. Două jubilee într-o zi. Însă și sărbătoarea are loc pentru a 25-a oară, iar tricolorul rusesc împlinește 350 de ani. În această zi, voluntarii de dimineață pe străzi împart panglici tricolore. Sunt planificate concerte, flashmoburi originale. Primul a deschis maratonul de sărbătoare, Orientul Îndepărtat. Studenții au întins tricolorul rusesc pe unul din cele mai înalte puncte de la sudul Sahalinului. Activitățile de bază, desigur, se desfășoară în Moscova. Reamintim că de la 27 aprilie anul 2017, prin legea semnată de către șeful statului nistrean, Vadim Krasnoselski, pe edificiile administrației Prezidentului Republicii Moldovenești-Nistrenia, Sovietului Suprem, Guvernului și altor instituții departamentale și administrative, lângă drapelul Republicii Moldovenești-Nistrenia este arborat și drapelul Federației Ruse. Despre sistemul educației, planurile și sarcinile trasate în fața domeniului. Tradițional, în ajunul noului an de învățământ, este desfășurată Conferința Pedagogică Republicană din luna august. La ea a participat prezidentul țării, reprezentanții ministerelor și departamentelor, comunitatea științifică. Ministrul Educației s-a referit la situația în domeniu și susținerea de stat, bazată pe strategia dezvoltării Nistreniei. În plan pozitiv, își schimbă aspectul infrastructura. Datorită programului investiții capitale, la sate și în orașele Republicii, sunt reparate și restaurate școlile, construite blocuri noi, instituții preșcolare. Pentru dezvoltarea și consolidarea bazei materiale a instituțiilor de învățământ, statul în 2018 a alocat din Fondul Investiții Capitale circa 66 de milioane 70 de mii de ruble. E vorba despre 96 de obiecte, din care fac parte 43 de grădinițe de copii, 51 de școli, 2 tehnicumuri. În toate aceste instituții de instruire sunt create condiții confortabile pentru discipoli. În 2019, pentru instituțiile din sfera educației, statul a cheltuit mai bine de 33 de milioane de ruble. Despre importanța activității pedagogice și calitatea înaltă a studiilor a relatat prezidentul Republicii Moldovenești-Nistrenie, Vadim Krasnoselski. E foarte greu de apreciat munca pedagogilor nistreni. Activitatea dumneavoastră este reflectată în atitudinea față de absolvenții pe care i-ați instruit. Unde n-ar învăța? Pretutindeni sunt apreciați la un nivel înalt. Din acest motiv, nici nu putem vorbi despre careva reformă în sistemul de învățământ. La moment, putem vorbi numai despre dezvoltarea domeniului. La conferință o atenție sporită i-a fost acordată tinerilor specialiști, creșterii prestigiului profesiei. Sunt încântat de profesia de învățător. Aici, zi de zi, poți să-ți dezvolți potențialul. Predarea disciplinilor tehnico-inginerești este o direcție unde nu poți rămâne în urmă. Mereu trebuie să-ți ridici nivelul de cunoștințe. Prezidentul a adresat sincere mulțumiri efectivului didactic pentru munca zilnică, urându-le un an de studii de succes. Susținerea producătorilor agricoli rămași în anul curent fără o parte considerabilă de roadă din cauza factorilor climaterici. În ajun, tema au discutat-o în guvern. Drept rezultat al pierderii unei părți considerabile de roade a devenit căderea venitului, din contul căruia se achită împrumuturile luate de către producătorii agricoli pentru dezvoltare. Ministerul Dezvoltării Economice a anunțat că o ieșire din această situație poate fi prelungirea contractelor de creditare pentru agrarieni. Potrivit contractului încheiat între producătorii agricoli și Fondul Rezervei de Stat la confirmarea pierderilor de 25% și mai mult, e posibil a prelungi contractul de creditare la un termen de un an, cu recalcularea sumei rămase de creditare și, în așa mod, a simplifica condițiile împrumuturilor.
În cadrul întâlnirii au vorbit și despre ajutorul pensionarilor, care au nevoie de nutrițuri pentru creșterea păsărilor, iepurilor și altor animale mici. Potrivit vicepreședintelui guvernului, Sergiu Obolonic, e necesar de adresat către agrarieni pentru a vinde hrană la un preț redus la iarmăroace sau alocarea gratuită întreținătorilor vârstnici de animale a volumului necesar de hrană pentru vietăți. La însărcinarea lui Alexandru Martinov, puterea locală va întocmi un registru pentru cei care au nevoie de asemenea ajutor. După aceasta, el va fi transmis reprezentanților firmelor agricole. În anul curent, în Dubăsari, pe linia ramurii ocrotirii sănătății, au intrat în programul investițiilor capitale 4 obiecte. La unul din ele, policlinica, deja sunt începute lucrările. În anul 1992, policlinica se afla pe una din liniile de foc ale inamicului. Drept rezultat, a avut de suferit mult acoperișul și pereții clădirii de la etajul 2 până la 4. În afară de aceasta, existau mari probleme cu instalația electrică și sistemul termic. Curent, obiectul a intrat în programul investițiilor capitale. La moment este reparat acoperișul, el va fi construit din profil de metal. Pentru lucrările date au fost alocate 600.000 de ruble. Odată cu construcția acoperișului, va dispărea un șir de probleme și, în primul rând, podul și pereții umezi ai încăperilor în care erau recepționați bolnavii. În timpul ploii era complicat, în încăperi curgea apa, iar de la noi întotdeauna se cere ca igiena să fie la un nivel înalt. În afară de acoperișul policlinicii locale, la Spitalul Central Raional vor fi schimbate ușile și 46 de geamuri, în sumă de 700.000 de ruble. La fel, în anul curent, în satele Dubău și Coicova, vor fi construite două puncte medicale mobile, ce vor deservi aproximativ 500 de persoane. Până la sfârșitul anului, ele vor fi date în exploatare. În Caminca continuă amenajarea străzilor orașului. Acum se efectuează lucrările de asfaltare a două străzi, Cuznecnaia din cartierul Antonovca și Strada Verde din centrul urbei. Lucrările le îndeplinesc specialiștii Direcției Raionale de Construcție și Exploatare a Drumurilor. Această stradelă din cartierul Antonovca are lungimea de circa un kilometru. Aici locuiesc oameni de diverse vârste. Pavajul era din pietriș și lăsa mult de dorit, în special primăvara, după ce se topea zăpada, dar și după ploi. Graderul nivela pavajul, dar ajungea pentru puțin timp, doar numai până la următoarele precipitații, spun locuitorii acestei străzi. După ploaie, întotdeauna era gropi, apă multă se grămădea, stropi, lume nu avea pe unde greu de mers după ploaie, era multă apă și zdau în parte, nu aveau un zdau în parte, mașinile mergeau tot așa. Oamenii care trăiesc alături cu drumul, apoi greu le era acolo, tare era colb. Pentru a soluționa toate aceste probleme, specialiștii Direcției Rutiere au decis de a asfalta strada în cauză. Se construiește de la temelie. Mai întâi a fost luat stratul de pământ pentru a nivela pavajul, apoi s-a așternut pietriș de diversă dimensiune. Se presează pentru a putea fi calitativ așternut asfaltul. Din Fondul Rutier Republican, cu acest scop, se preconizează a fi cheltuite în jurul la 1.500.000 de ruble. Într-o stare asemănătoare era și strada verde din centrul urbei. Acum locuitorii de aici pot aprecia noul pavaj. Tare comod, niciodată nici n-am crezut că poate să fie așa de comod. Asta e ca o poveste. Era tare greu, era glut, dar era nevoie aici. Toți oamenii se jăluiau, dar am în cazul de față tare minunat. Iar avară n-are, nu importă. Nu importă, pentru că tare e ușor el, și cu copiii să cătăiesc cu fel de roli și fel de este de-a lor. Dar minunat, mulțumesc, tare frumos. Reparația acestei străzi a început încă în anul trecut. Atunci au fost asfaltați jumătatea din cei 700 de metri, lungimea străzii în cauză. Pentru îndeplinirea lucrărilor de aici, în total au fost alocate în jurul la 1.500.000 de ruble. Acum, practic, ajunge la fine asfaltarea ei. Până la sfârșit de an, se preconizează reparația pavajului de pietriș încă a 6 străzi din oraș. Mâine, 23 august, vom marca 75 de ani de la eliberarea orașului Bender de sub ocupația fascistă. Activitățile dedicate acestei date se vor desfășura pe parcursul întregii zile, în oraș, în satele vecine, care au fost eliberate în același timp și, desigur, la capul de pod Chițcani, de unde a început operațiunea militară Iași-Chișinău. Activitățile de sărbătoare vor începe dis de dimineață la stela pe care sunt înscrise cuvinte de mulțumire ostașilor și ofițerilor fronturilor 2 și 3 ucrainean, participanților operațiunii militare Iași-Chișinău și eliberatorilor orașului Bender de sub ocupația fascistă.
Возложение цветов. Вор авиалок, депунер де флори ла стела к ордену командантului Суприем, апой пе пяца ероилор, унде ау фост înхумați peste 3000 de ostași sovietici, care au căzut pentru libertatea orașului nostru. Noi ne mândrim cu faptele lor eroice. În această zi, la Бендер se va desfășura acțiunea republicană Porumbelul Amintirii și Păcii. Final acțiunii Porumbelul Amintirii și Păcii se va desfășura în Piața Eroilor. În prealabil am trimis în toate raioanele orașele Republicii plicuri stilizate. Pe ele doritorii și-au expus doleanțele de bunăvoință, pace, cetățenilor orașului Бендер. În ziua de 23 august, membrii detașamentelor Tinerii Patrioții ai Nistreniei vor atârna aceste plicuri pe construcția Porumbelul Amintirii și Păcii. Activitățile vor continua la capul de pod Chițcan, de unde a început operațiunea militară Iași-Chișinău, în urma cărei a fost eliberat orașul Бендер. Aici se va desfășura un miting dedicat jubileului de 75 de ani de la începutul operațiunii legendare. Ulterior, oaspeții vor fi invitați la o expoziție, la care va fi prezentată uniformă și arme din timpul Marelui Război pentru apărarea patriei. Tot în această zi, spre capul de pod Chițcani, va porni o cursă auto și de ciclism. Drumurile războiului, drumurile biruinței. Acesta este genericul expoziției dedicate jubileului de 75 de ani de la eliberarea Бендерului de sub ocupația fascistă, inaugurată recent în Muzeul Istorico-Etnografic din oraș. Documente, ordine, diverse materiale, scrisori de pe front, fotografiile eroilor, toate sunt mărturii din timpul apărării, ocupației și eliberării orașului de sub ocupația fascistă. Toate transmit atmosfera perioadei de război, emoțiile și sentimentele ostașilor, care 1418 zile și nopți au mers spre biruință, a celor care nu s-au întors de pe câmpurile de luptă. Începe anul 1941, când timp de o lună orașul, chiar dacă se afla departe de front, însă era mereu bombardat. Nemții doreau să distrugă podul feroviar, nodul de cale ferată, toate trecerile peste râul Nistru. Expoziția reprezintă informații despre fiecare din cei 4 ani de război. Divizionul 383 de artilerie al apărării antiaeriene apăra cerul Бендерului la începutul războiului. Ostașii lui au distrus 11 avioane nemțești, 5 avioane au fost avariate, astfel niciuna din bombe n-a căzut pe podul feroviar, el fiind obiect strategic. Când armata germano-română a intrat în oraș, aici a început lupta ilegală. Expoziția oglindește eroismul ilegaliștilor, de asemenea operațiunile militare de Odessa și Iași-Chișinău, în urma cărora a fost eliberat Бендерul, actele de eroism ale ostașilor sovietici. Nicolae Curilo a nimicit punctul de foc al dușmanului, astfel compania s-a ridicat la atac. Înălțimea 150 a fost cucerită. Acesta a fost sfârșitul rezistenței fasciștilor în raionul orașului nostru. Sarcina de bază a expoziției este de a le demonstra contemporanilor cât de dificilă a fost eliberarea pământului nostru de dușman, cu ce preț a fost cucerită pacea. În Dubăsari a avut loc turneul internațional la ridicarea barei în poziție culcată. Au participat 20 de sportivi nu numai din Nistrenia, dar și din Rusia, Găgăuzia, Moldova. Campionatul a fost consacrat aniversării de 75 de ani ai operațiunii militare Iași-Chișinău. Vârsta participanților, de la 13 ani în sus, activitatea a conținut 3 etape. Каждый спортсмен выбирает себе вес, который ему по силам. În decursul primii, fiecare sportiv alege greutatea după forță. Vreau să subliniez că acesta nu este turneul sportivilor profesionali, ci doar a amatorilor. Apoi greutatea este mărită, în mediu de la 5 până la 7 kg. Ne străduim să atragem cât mai mulți oameni la ocupația cu sportul. Printre cei 20 au fost și două sportive. Ridicarea barei este o ramură deosebită a sportului și nu fiecare fată ar risca să o practice. Nina Pleșco ridică bara doar aproximativ un an. La turneu, tânăra a ridicat 55 de kilograme. Acesta este cel mai bun rezultat al ei. De la început m-am ocupat cu atletica ușoară, apoi am început să ridic bara. Îmi place acest sport. O bună parte din participanți își fac serviciul în forțele armate ale Republicii, printre ei și Alexandru Semirenko, care se ocupă de ridicarea barei mai bine de 8 ani. Первый раз, когда я попробовал пожать штангу, она была весом 8 kg.
Prima greutate ce am ridicat-o a constituit 8 kg. La moment ridic 147 de kilograme. Singur cântăresc 66 de kilograme. Sportul m-a făcut mai disciplinat, mai serios și, desigur, îmi ajută să fac serviciul în armată. Toți participanții au fost desemnați cu diplome de onoare și medalii. Atât pentru ediția de astăzi. Să aveți parte doar de știri plăcute. Iar noi vă dorim o zi bună în continuare și vă spunem la revedere!